Bună seara, doamnelor, domnilor! Eu sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. Proiecte emblematice care vor schimba fundamental viața cetățenilor și vor accelera dezvoltarea economiei sunt obiective care se regăsesc în cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova Europeană 2030. În perioada următoare, mai exact până la sfârșitul lunii noiembrie, strategia ar urma să fie discutată și propusă spre adoptare Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, în următorii 7 ani, guvernul își propune o serie de acțiuni în urma cărora calitatea vieții în Republica Moldova ar urma să se îmbunătățească substanțial. Despre planul de acțiuni, domeniile care urmează să treacă printr-o serie de schimbări și imperativul integrării europene în Strategia Națională de Dezvoltare, discutăm astăzi la Obiectiv Comun. Urmărim câteva declarații, revenim cu dialoguri. Această strategie a fost revizuită, ea este discutată de mult timp, dar a fost revizuită în așa fel ca să poată face legătura cu programele bugetare. Și acesta este un lucru important care ajută la realizarea în practică a acestor deziderate. Pentru că noi am mai avut strategii care spuneau lucruri frumoase, dar aici ne-am străduit și fiecare autoritate a făcut o muncă enormă pentru ca să lege aceste obiective de finanțare și de programele bugetare pe care le avem. Alte 3 poduri la care deja am început să muncim, peste Prut sau conectarea cu România sau cu Uniunea Europeană. Și aici vreau să atrag atenția încă la un indicator care îl vedeți acum în prezentare, ține de reducerea cu 50 a nivelului de sărăcie absolută și sărăcie în toate dimensiunile sale până în anul 2030. Dacă acum acest indicator este la 24, noi ne dorim să ajungem la cel puțin 10%. Noi am examinat proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030, o susținem, de mult ea trebuia să fie aprobată, fiindcă, practic, această strategie trebuie să ne asigure și obiectivele de dezvoltare durabilă, care tot au fost adoptate pentru perioada 2030 și acele ținte. Evident că ar fi bine ca acel grafic care a fost prezentat, el să fie respectat, această strategie să fie aprobată până la finele anului, ca ulterior, în baza ei, să fie aprobate concrete planuri de acțiune pentru a atinge țintele. Cred că Republica Moldova și România a atins acum un nivel de colaborare care cred că nu a mai fost în ultimii sau în 31 de ani despre care vorbim. Și asta este bine. Ori cred că România, cum se zice așa, mai special este fereastra Republicii Moldova spre Uniunea Europeană. Se construiește un drum pe mult timp înainte, deci nu facem un drum provizoriu, facem un drum așa cum trebuie, cu gândul că peste ceva timp acolo va fi și un pod permanent, nu doar de pontoane. Compania lucrează deja de câteva săptămâni. Voi vizita să văd care este progresul și cred că în toamnă va fi lansat acest pod. Acest statut ancorează ferm țara noastră pe un drum clar spre aderarea la Uniunea Europeană. Totodată, el ne oferă mecanisme de cooperare cu instituțiile europene, acces la fonduri de preaderare și alte instrumente care ne vor ajuta să avansăm cu pași susținuți în direcția aleasă. Astăzi știm unde suntem, încotro mergem și avem certitudinea că vom fi sprijiniți pe această cale. Peste 300 de propuneri au fost recepționate și analizate de către Cancelaria de Stat. În urma acestora, conform strategiei, va fi asigurată implementarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea de locuri de muncă, antreprenoriatul, creativitatea și inovația, creșterea întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv prin accesul la servicii financiare. Despre lecțiile, obiectivele noi
strategii, dar și proiectele comune dintre Republica Moldova și România. Discutăm, alături de noi este doamna Lilia Dabija, secretar general al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și domnul Stas Madan, director de program Mediul de Afaceri, IMM, expert grup. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Stimați invitații, dacă discutăm despre, în primul rând, realitatea anului 2022, aceste provocări regionale și globale, chiar creșterea prețurilor la produsele energetice, la produse alimentare, criza de securitate provocată de agresiunea Federației Ruse în Ucraina. Evident, vorbim despre reformarea lanțurilor valorice, schimbările climatice, care de asemenea afectează agricultura. De ce este important, iată, având inclusiv și aceste crize, să avem și o viziune de viitor și să ne gândim cum vom depăși și să avem, iată, o strategie pentru poate perioada următoare de după depășire? Cred că pentru noi ca și stat și guvernul particular, asimilarea sau inserarea acestor 17 obiective de dezvoltare durabilă aprobate de ONU, obligatorii pentru statul nostru începând încă cu 2015, este un deziderat care urmează să fie realizat în perioada imediat următoare. Unul dintre obiectivele acestea se referă și la infrastructura rezistentă, obiectiv care este valabil nemijlocit pentru Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, de rând cu obiectivul dezvoltare regională durabilă și dezvoltare locală, de rând cu obiectivul privind așezările, instituirea unor așezări umane rezistente, ori anume în cuprinsul acestei strategii, guvernul și-a instituit anumite obiective ce urmează a fi atinse în perioada imediat următoare și am văzut în intro-ul acestei prezentări despre podul ce l-a vociferat domnul ministru, despre alte poduri care au fost de asemenea expuse, dar dacă îmi permiteți să le voi zice în particular pe fiecare. Chintesența acestui document de politici Moldova Europeană semnifică atingerea acestor obiective cheie și nu zadar se vor transpune aceste obiective prin documentele de politici pe care le vom elabora la minister, astfel cum rezultă și din programul de guvernare, dar și nemijlocit din planul de activitate al guvernului. Firește, vom discuta despre aceste obiective de infrastructură pe rând. Domnul Madan, care sunt poate asemănările, poate și deosebirile atunci când vorbim despre abordarea noii strategii și abordarea pe care am avut-o în Moldova 2020? Diferența este esențială, este că noua strategie este abordată pe resursa umană, deci omul este beneficiarul la toate politicile publice, nu mai este perceput ca o resursă sau instrument, respectiv strategia nu urmărește anumite obiective economice înguste, ci mai degrabă ralierea tuturor politicilor publice în așa manieră încât să sporească calitatea vieții și dacă analizăm chiar și care sunt obiective, cele 10 obiective în această strategie. Practic, ele reprezintă, de fapt, ciclul vieții unui om și tot de ceea ce omul are nevoie, să câștige venit, să aibă condiții de trai, educație, solidaritate socială, cultură, încredere în tot ceea ce înseamnă stat și actul de justiție, securitate, pace. Deci toate aceste elemente sunt reflectate în acest document. O altă deosebire esențială pe care a menționat-o și doamna prim-ministru și care îmi pare esențială este că direcțiile prioritare sunt legate de programele bugetare din cadrul bugetar pe termen mediu. Aceasta înseamnă automat că toate acele direcții prioritare care sunt prevăzute în strategie, ele au un proprietar. Deci există o instituție clară care trebuie să-și asume îndeplinirea acestor obiective. Și plus este foarte important ca toate aceste obiective să le sincronizăm cu posibilitățile noastre financiare, pentru că noi avem, spre exemplu, prin 2020 o strategie pe irigare aprobată de Parlament, care presupunea costuri de vreun miliard de euro, ceea ce înseamnă fondul nostru de subvenționare pe 10 ani, adică ireal. Noi trebuie să, deja este timpul să abordăm aceste politici din perspectiva posibilităților noastre reale, plus deja acest document este un document umbrelă. Deja momentul în care este aprobat este unul foarte bun, pentru că suntem în momentul în care sunt mai multe strategii sectoriale pe punctul de a fi aprobate, spre exemplu strategia pe agricultură sau degrabă va trebui să fie inițiată strategia pe transport logistică, pentru că se termină în acest an, și strategia pe companiile de stat. Deci sunt mai multe strategii și ele toate trebuie să fie
ghidate de acest document vizionar, care este Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030. Foarte bine am punctat, domnul Madan, pentru că doar o îmbinare armonioasă dintre stabilirea unor obiective și predictibilitatea și previzibilitatea finanțării acestor obiective asigură realizarea finalității prevăzute. Într-adevăr, am menționat strategia noastră de mobilitate, cea care, începând cu anul viitor, va substitui actuala strategie transport și logistic ce expiră în acest an. Pentru elaborarea acesteia, noi beneficiem într-adevăr de un grant acordat de Comisia Europeană prin intermediul mecanismului EPIC. Sunt granturi acordate statelor membre ale parteneriatului estic. Statul nostru, pentru prima dată în acest an, beneficiază de un astfel de grant. Cum am zis, până în finele acestui an ne propunem să elaborăm structura și nota de concept al acestui document de politici esențial, în baza căruia ulterior vom elabora programele și planurile de acțiuni necesare și vom atinge acele ținte pe care ni le vom expune în acest document de politici, dar care, după cum s-a menționat deja, sunt bine țintite în această strategie de țară. De țară. Care sunt acele obiective de dezvoltare durabilă care și le-a asumat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării? Cum am zis deja, sunt câteva, dat fiind faptul că în apanajul Ministerului sunt 6 domenii de activitate, sunt obiective ce vizează aplicarea măsurilor de eficiență energetică, măsurilor de edificare a așezărilor umane sigure, măsurilor de dezvoltare regională și locală. Chiar în acest context urmează ca la Minister să elaborăm un alt document de politici dedicat și vorbesc aici de strategia de dezvoltare locală. Un alt obiectiv, evident, este dedicat infrastructurii sigure și mă refer aici la infrastructura de transport, infrastructura drumurilor în particular și, de ce nu, edificarea podurilor deja de piatră, pentru că a devenit deja sugestivă fraza potrivit căreia trecem de la podurile de flori la cele de piatră. Pot să menționez, evident, cele mai relevante exemple în acest domeniu, dacă reușim. Vorbesc despre podul deja de la Giurgiulești-Galați, care a fost reabilitat cu suportul guvernului român și dat în exploatare la mijlocul acestui an. A fost cheltuit în acest scop peste 8 milioane de ron de către statul român, pentru care evident le suntem recunoscători. Podul de la Ungheni-Ungheni, cel care este o punte de legătură cu rețelele noastre europene, dat fiind faptul că face parte de rețeaua transeuropeană. Vorbesc aici despre autostrada Unirii, generic intitulată astfel Târgu Mureș, Iași, Ungheni și de ce nu ne propunem ca această autostradă să continue până la Chișinău și chiar mai departe la Odessa. Pentru acest pod de la Ungheni-Ungheni, acordul care a fost semnat în cadrul ședinței comune a Guvernului de 11 februarie anul trecut, statul român își asumă o cheltuială de peste 40 de milioane de euro, cheltuială care va insera în sine edificarea căilor de acces către pod, dar și a podului nemijlocit. Guvernul Republicii Moldova își va asuma obligația onorârea peste 37 de milioane de lei, bani care vor fi alocați în vederea infrastructurii sau edificării infrastructurii de acces către respectivul pod. Va fi un pod de peste 261 de metri, va fi un pod constituit din două poduri paralele. Cum spuneam, este important pentru că de la începutul acestui pod va urma autostrada, prima autostradă din statul nostru. Pentru studiul de fezabilitate necesară fie efectuat în situația acestei autostrăzi, am solicitat iarăși suportul Comisiei Europene prin intermediul aceluiași grant EPIC de care am pomenit deja, beneficiind în acest scop de peste alte 10 milioane de euro, dar ne-a mijlocit pentru construcția acestei autostrăzi ministrul Spânu, de comun cu ministrul omolog al dumnealui ucrainean, au semnat la Lyon recent un demers către Comisia Europeană privind alocarea surselor financiare necesare.
ambelor state, în scopul edificării acestei autostrăzi. Alte poduri pentru care la moment suntem în procedură de negociere cu colegii noștri de la Ministerul Infrastructurii și Transporturilor de România ar fi podul de la Leușeni-Albița, care va fi de asemenea un pod nou, dat fiind faptul că construcția acestuia nu mai corespunde deja standardelor europene în domeniu, podul de la Cahul-Oancea și cel de la Sculeni-Sculeni. În discuțiile pe care le avem de asemenea cu colegii din România, mai discutăm despre podul de la Leova-Bumbăta, care deja începe să fie o finalitate. Guvernul a alocat în acest scop peste 250 de milioane de lei pentru un drum de 3,5 km nou, dar nemijlocit și pentru construcția platformelor. Recent, guvernul chiar a aprobat un post vamal internațional de frontieră în localitățile Leova-Bumbăta, ceea ce este un semnal și un bun exemplu că acest pod, deja din pod flotant, va deveni ulterior un pod permanent cu infrastructura necesară atât pentru organele de frontieră, cât și pentru, necesar pentru infrastructura de transport. De asemenea, ne preocupăm de alte poduri, cum ar fi cel de la Răducăneni-Borbăieni, Leca-Fălciu, Cosăuți-Iampol. Chiar în cazul podului la Cosăuți-Iampol, urma să avansăm cu procedura de semnare a acestui acord, dar în virtutea ultimelor evenimente nefaste, procedura este suspendată, dar urmează să revenim imediat ce vom avea un moment propice. Sunt multe obiective de dezvoltare durabilă legate de infrastructură. Într-adevăr, urmărim cum se schimbă lucrurile la față. În același timp, dacă poate revenim, domnule Madan, la acele obiective generale. Cum vine acestea inclusiv să sporească gradul de reziliență al Republicii Moldova în fața unor crize, precum sunt cele ale momentului? Care ar fi reziliența Republicii Moldova în 2030? Până unde am putea o fortifica și cam ce tablou ar fi? Deci, dacă este să... Putem începe de la ce a zis doamna secretar general, pentru că asta este un element de reziliență, mai ales după invazia rusă în Ucraina. Infrastructura noastră a fost supusă unei presiuni enorme. Noi avem această problemă când inclusiv producătorii s-au trezit în situația în care să aibă costuri de transport și logistică și de 2-3 ori mai mari, pentru că avem acest deficit de infrastructură și toate aceste proiecte menționate sunt mai mult decât binevenite pentru Republica Moldova, dar strategia în principiu are direcții prioritare menite să fortifice reziliența țării și pe alte domenii. Spre exemplu, domeniul mediului, care rămâne o constantă foarte importantă pentru Republica Moldova, este un obiectiv destul de îndrăznesc de sporire a gradului de împădurire a țării pentru a rezista acestor șocuri climatice care, din păcate, lovesc Republica Moldova din ce în ce mai mult. Apoi vorbim despre reziliența energetică. Sunt o serie întreagă de măsuri de sporire a eficienței energetice, pe de o parte, pe de altă parte, de diversificare a surselor. De asemenea, strategia are un obiectiv destul de ambițios de a descrește disparitățile regionale pe care le avem acum. Spre exemplu, unul din obiectivele cheie spre care vrea să ajungă guvernul în 2030 este ca 60% din produsul intern brut al Republicii Moldova să fie în afara Chișinăului, în condițiile în care acum avem doar circa 40%. Deci este asta înseamnă că va trebui să avem noi poli de dezvoltare regională, noi orașe care să atragă economie și să genereze valoare adăugată pentru a contribui mai mult la, până la urmă, și la fortificarea rezilienței economice. De asemenea, se pune un accent mare pe dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii ca motor de dezvoltare a economiei. Spre exemplu, unul din obiective este, dacă la moment circa doar 40% din vânzările totale în economie sunt generate de IMM-uri, targetul pentru anul 2030 este de circa 55%. Este iarăși un obiectiv destul
destul de ambițios. Dar, în general, creșterea economică pentru această perioadă, creșterea media ar trebui să fie de circa 5%, ceea ce ar fi peste media ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, care a fost sub 4%. Am putea spune că sunt niște obiective poate prea ambițioase, dar la fel cum în jocul loto, dacă nu joci la loterie, nu câștigi, la fel și în cazul dat, dacă nu visezi și nu ai aspirații mai mari, atunci și reușitele vor fi pe măsură. De asemenea, având în vedere inclusiv și dependența populației de sectorul agricol, precum și potențialul larg care a rămas încă nevalorificat, poate în acest domeniu, sunt anumite obiective legate și de agricultură, domnule? Da, sigur sunt. Deci, în general, strategia de dezvoltare durabilă pune foarte mult accent pe dezvoltarea agriculturii verzi, agriculturii ecologice, care e în principiu are efect benefic și asupra mediului, dar și efect economic ar putea avea destul de benefic, pentru că aceste produse devin o nișă tot mai importantă de consum, mai ales în Uniunea Europeană, și pot servi o piață de desfacere. Deci, de asemenea, pe digitalizarea proceselor în agricultură există direcții prioritare care sunt destinate îndeplinirii acestor deziderate. De asemenea, se pune accent inclusiv pe cercetarea în agricultură, care la noi a ajuns cumva într-un moment derizoriu, și noi ca țară agricolă sau ca țară care se bazează foarte mult pe produsele agricole, este evident că trebuie să dezvoltăm tot ceea ce înseamnă cercetare în agricultură. Deci cam acestea ar fi prioritățile cheie, plus împădurirea țării, care după ce ieșim din aceste crize trebuie să fie un obiectiv național pentru noi, pentru că altfel următoarea mare problemă a noastră va fi problemele de mediu. Doamna Tabijab, cine sunt acei parteneri inclusiv alături de care realizați și aceste obiective de infrastructură, dar și nu numai? Pentru că am pomenit deja de poduri, evident că partenerul nostru prioritar și de bază în acest segment este Guvernul Român, dar nemijlocit și Comisia Europeană, pentru că vă vorbisem deja de mecanismul EPIC, cel care permite acordarea grantului statelor membre ale parteneriatului estic. Evident că mai sunt alături de noi Banca Mondială, cu suportul cărora, până la finele acestui an, cele 5 coridoare vor fi date în exploatare, și de asemenea cu suportul cărora urmează să identificăm alte 7 coridoare. Suntem în procedură de negociere cu Banca Mondială pentru acordarea unui credit în valoare de peste 120 de milioane de euro pentru celelalte 7 coridoare noi ce vor fi selectate și de care vor beneficia locuitorii statului nostru, evident. Berdu este un alt finanțator foarte important. Recent chiar a fost dat în exploatare drumul R6, cel din preajma orașului Sângerei, din preajma satelor Copăceni, care este finanțat cu suport, a fost finanțat cu suportul Berdului. Alte obiective ce urmează să fie în curând date în exploatare sunt de asemenea finanțate din creditele acordate de Berd, dar și de către BI. Relevante în acest domeniu sunt acordurile semnate recent cu BI-ul, intitulat generic Moldova Drumuri 4, acord care este o continuitate a programului din domeniul infrastructurii drumurilor și care ne permite beneficierea peste 150 de milioane de euro ce vor fi alocați în proiecte de infrastructură majoră. Și proiecte, când zic proiecte de infrastructură majoră, mă refer nemijlocit la reabilitarea tronsoanelor de drumuri care fac parte din rețeaua europeană, TEN-T. Și un alt obiectiv ce ne-l urmărim e semnarea acelorași 150 de milioane de euro cu Berdu pentru edificarea altor sectoare de drumuri care fac parte din TEN-T. Elocvent exemplu este sectorul Criva Bălți, care face parte din rețeaua M5, magistrala care leagă frontiera cu Ucraina și cea cu și trece pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, de către BERD și BI sunt finanțate alte proiecte de infrastructură majoră,
Mă refer aici la sectorul de drum Soroca-Otaci, Soroca-Arionești, pentru repararea, reabilitarea căruia vom beneficia de un alt credit din valoare de peste 50 de milioane de euro. Nu în ultimul rând vreau să vorbesc despre ocolirea orașului, drumul de ocolire a orașului Comrat. Este un drum nou edificat cu suportul BI-ului, ce urmează să fie dat în exploatare în cel mai scurt timp. Și drumul, centura de ocolire a municipiului Chișinău. Primul segment al acestei centuri deja până la finele acestei luni va fi dat în exploatare. Pentru segmentul 2 și 3, suntem în procedură finală de negociere a creditelor acordate de finanțatorii externi, iar pentru celelalte sectoare, de asemenea, ne îngrijim să identificăm surse de finanțare externă. Cu fiecare dintre acești finanțatori încercăm să negociem contractele de credit și parțial de grant în cele mai avantajoase condiții pentru statul nostru, iar obiectivele care sunt selectate pentru reabilitare, modernizare și, de ce nu, construcție, vorbim și de construcția drumurilor noi, se întemeiază pe edificarea unor conexiuni dintre satele și orașele statului nostru, dar și mai important, dintre statul nostru și Uniunea Europeană. Conexiuni de care vom beneficia atât persoanele fizice, cât și nemijlocit antreprenorii. Pentru că o predictibilitate în dezvoltarea unei afaceri se întemeiază și pe proiecte de infrastructură, astea fiind un viitor sau o investiție în viitoare proiecte aici de investiționale. Care este importanța, domnule Madana, proiectelor de infrastructură atunci când vorbim despre aspecte precum atenuarea migrației, aspecte precum creșterea atractivității pentru investitorii străini, atunci când vorbim despre imaginea de țară a Republicii Moldova? Bun, dacă să luăm după al doilea război mondial, Germania, planul Marshall, totul a pornit de la construcția de drumuri și stadioane și ulterior totul a mers de la sine. Deci, acum când vorbea doamna Dabija, mi-am adus aminte de o cercetare care am coordonat-o cu investitorii străini vreo 3 ani în urmă și una din întrebări era care sunt factorii cei mai motivanți și cei mai demotivanți pentru a efectua investiții în Republica Moldova. Deci, infrastructura precară era factorul cel mai demotivant. Respectiv, este un stimul pentru noi pentru a contracara aceste deficiențe și a avansa în tot ceea ce înseamnă infrastructură mai bună. Pentru că este evident că atunci când într-o zonă apare un drum de importanță națională sau regională, automat se creează o emulare, o sinergie de alți factori și acolo vor veni și agenții economici și respectiv și oameni dornici să se populeze acea regiune. Deci trăim într-o perioadă în care mobilitatea chiar este un factor foarte important. Aici, sigur, putem să ne aducem aminte și de raportul global de competitivitate, unde la calitatea drumurilor noi eram iarăși printre ultimele poziții. Deci avem unde crește, avem rezerve de creștere și trebuie să valorificăm acest fapt. Sigur, noi atunci când vorbim de investițiile publice mai avem și această problemă. Doamna secretar general ne va spune mai bine această problemă de asimilare a resurselor. De obicei, an de an, atunci când analizăm cum se execută cheltuielile publice, avem o problemă cu cheltuielile capitale și trebuie să, probabil, să investim mai mult în analize ex-ante, în studii de fezabilitate, să luăm în calcul toți factorii pentru ca atunci când aceste proiecte ajung în fază operațională să poată fi implementate mai bine și mai accelerat. Bine a punctat domnul Madan, într-adevăr, pentru obiectivele ce vor fi reabilitate din creditele pe care le-am menționat, sunt deja studii de fezabilitate, deci se întemeiază aceste obiective pe studii de fezabilitate deja elaborate și aprobate. Tot din acest credit noi vom beneficia și vom aloca în scopul elaborării studiilor de fezabilitate pentru alte drumuri ce urmează să fie reabilitate. Dar voiam de asemenea să zic că colegii noștri de la Administrația de Stat a Drumurilor, începând cu anul viitor, vor implementa un program
de management care vor sau în temeiul cărora vor fi selectate acele rețele sau acele tronsoane de drumuri care necesită a fi reabilitate în mod prioritar. Și aici criteriile de care ați pomenit și dumneavoastră, criteriul economic, criteriul social, criteriul tehnic, criteriile de protecție a mediului și nemijlocit de asigurare, a siguranței rutiere, sunt cele care stau la temelia selectării acestor sectoare de drumuri. Deci lucrurile evoluează în sinergie, în conexiune, pentru respectarea tuturor cerințelor și normativilor legislației în vigoare. Continuăm discuția la subiect pentru că ați menționat inclusiv și despre contribuția partenerilor din România în realizarea acestor obiective. Într-adevăr, în lista proiectelor de referință care urmează a fi implementate până în 2030 se numără autostrada Chișinău-Iași și alte 5 poduri rutiere între Republica Moldova și România. Discutăm despre planul de acțiuni, dar și colaborarea dintre cele două ministere. Alături de noi este domnul Alin Cerbănescu, consilier al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România. Vă spunem bună seara! Bună seara și dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație! Și o salutăm și pe doamna europarlamentar Ramona Strugariu, care de asemenea este alături de noi. Vă spunem bună seara! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Ne bucurăm că sunteți alături de noi în această formulă. Totuși, prima întrebare către dumneavoastră, domnule Cerbănescu, ambițiile propuse atât de Guvernul Republicii Moldova, cât și cel din România, este evident unul destul de ambițios în domeniul infrastructurii. Vă întrebăm cum se va realiza implementarea obiectivelor pe care le aveți trasate împreună? Știți foarte bine că interconectarea Republicii Moldova cu România reprezintă practic una din prioritățile statului român, Cerbănescu, și ale Guvernului de la Chișinău, nu numai pe rutier, ci și pe feroviar, dar și în zona conductelor de gaze sau în ceea ce privește transporturile curent electric. Deci, practic, această interconectare este, sau preocuparea pentru acest tip de interconectare este una firească. În ceea ce privește proiectele rutiere pe care le dezvoltăm pentru traficul transfrontalier și pentru conectarea transfrontalieră cu Republica Moldova, am putea spune că sunt 5 proiecte importante în derulare și vorbim aici de 5 poduri. Unul din aceste poduri, podul de la Galați-Giurgiulești, de pe DN2B, care a fost construit în 1949, a intrat în faza de execuție, s-a și finalizat această fază de execuție în anul 2022, după ce s-au făcut acolo o serie de reparații. Cel mai important, însă cel mai important obiectiv de infrastructură rutieră pentru interconectarea celor două state, este podul de la Ungheni, care va fi poziționat în prelungirea autostrăzii Unirii, autostrada 8, Târgu Mureș, Iași-Ungheni, și care va asigura o conexiune modernă, fluentă, între cele două state, nu doar pe teritoriul României, ci și pe teritoriul Republicii Moldova și va facilita transportul de mărfuri și de persoane. Acest proiect, acest pod, este în derulare, studiul de fezabilitate a fost finalizat, iar după ce vom obține acordul de mediu, care se află acum în derulare, care se află de fapt în procedură de avizare, de elaborare, de acordare, se va lansa licitația pentru proiectare și execuție. Acest obiectiv urmează să fie coordonat practic cu dezvoltarea autostrăzii A8, pe care vă spuneam mai devreme. De asemenea, mai avem pe zona transfrontalieră podul de la Albița-Leușeni, pe DN24B. În data de 27 august anul trecut a fost semnat un contract pentru servicii de proiectare, expertiză tehnică și studii de fezabilitate. Mai avem podul de la Sculende, pe DN24. Tot așa, anul trecut a fost semnat contractul pentru servicii de proiectare, însemnând de asemenea expertiză tehnică DALI și ISF, și podul de la Oancea-Cahul, pe DN26A, care la rândul lui are un contract semnat pentru servicii de proiectare anul trecut. În plus, față de ce înseamnă această infrastructură rutieră pe care o dezvoltăm la frontiera cu Republica Moldova, trebuie să reamintesc că în acest an Ministerul Transporturilor, de fapt CFR Infrastructură, a reparat șina cu cale largă de la, care vine din frontiera cu Moldova, de la Giurgiulești până în Port Galați. Deci, practic, în acest moment, inclusiv în ceea ce privește transportul feroviar, Republica Moldova este una din țările de tranzit importante pentru transportul grânelor din Ucraina
în aceste condiții de conflict. Și de asemenea, de când a început conflictul în Ucraina, România, Ministerul Transporturilor, a luat măsura asigurării unui transport rutier special destinat autovehiculelor care vin inclusiv din Republica Moldova și ajung în portul Galați sau în portul Constanța pentru a ridica containere sau pentru a duce acolo diverse mărfuri care înainte erau tranzitate prin portul Odessa. Deci toată această plajă de măsuri pe care le-am luat și pe care urmează să le luăm arată o preocupare activă, o preocupare reală pentru dezvoltarea infrastructurii dintre cele două state, nu doar pe rutier, ci și pe feroviar, cu potențarea acestui tip de transport intermodal prin intermediul portului Constanța și portului Galați, care știm foarte bine că după începerea conflictului din Ucraina au căpătat un rol foarte important, nu numai pentru România sau pentru Republica Moldova sau pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europa, dar și pentru exporturile către Africa de Nord și Asia. Și, într-adevăr, toate aceste proiecte de infrastructură vin inclusiv și într-un moment în care și Republica Moldova își recalibrează intenția și valorile în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. Doamna Strugariu, sprijinul Uniunii Europene devine tot mai consistent, ceea ce denotă și o creștere consecventă a gradului de încredere. Cum ar putea fi valorificat acest credit de încredere oferit Republicii Moldova? Cred că deja Republica Moldova nici nu mai discută neapărat de un credit așa acordat și de un cec în alb acordat, ci sunt pași foarte concreți pe care îi face și demonstrează că merită această încredere. Evident că procesul de aderare e un proces lung și România a trecut prin el, am avut suișuri și coborâșuri, de la momentul 1995 până la momentul 2007, sunt totuși niște ani în care am făcut eforturi, în care am negociat, în care a fost nevoie de un pact politic serios pentru o stabilitate care să asigure că toată lumea e aliniată în direcția asta. Dar Republica Moldova nu e o țară mare. Putem să, și Uniunea Europeană poate să ajute financiar mult mai serios și mai consistent, să spunem, decât în alte locuri în care evident că nevoile sunt mai complexe și mai largi. Și știm foarte bine că și de la nivel european facem efortul pentru asistența macrofinanciară și pentru a mări, de fapt, acest cadru financiar de asistență. După aceea, e toată umbrela IPA, instrumentelor de preaderare, care sunt și instrumente financiare și aceste discuții pe paliere, cât se poate de aplicate, pe care le putem și le poate avea Republica Moldova și sprijinul și expertiza tehnică împreună cu banii contribuie foarte mult. Și aici vă spun că și pentru România au făcut diferență. Noi am avut toate acele programe de preaderare în care au venit experți să ne ajute, dar am avut și bani puși la dispoziție pentru diverse proiecte. În al treilea rând, mie îmi place foarte mult planul Natalie Gavriliță și acel proiect al Republicii Moldova pentru 2030. E foarte curat, concret, aplicat, este orientat către cetățean, nu vorbim cuvinte mari, nu discutăm despre sintagme și fraze complicate, discutăm despre reducerea sărăciei foarte clar, despre infrastructura care este fundamentală și un lucru pe care cred că inclusiv România ar fi putut să-l adreseze mai repede, mai bine, facem în continuare eforturi, dar poate dacă nu pierdeam un momentum de a investi foarte tare în infrastructură la un moment dat, ar fi fost mai ușoare niște lucruri acum. Iată, Republica Moldova poate să facă acest lucru mai repede și mai bine și din prima. Plus conectarea la toate rețelele de apă, de canalizare, lucrurile cât se poate de aplicate și de concrete pe care le are în momentul acesta în plan ca prioritate Republica Moldova. Și cum spuneam, cu voință politică, cu bani pe care să-i mobilizăm și din partea Uniunii Europene și cu sprijinul României, mă bucur mult că suntem în formula asta, pentru că chiar poate România face multe lucruri pentru Republica Moldova. Sunt extrem de bucuroasă să aud că sunt toate aceste, știam despre unele dintre ele, toate aceste lucrări demarate, zic că umăr la umăr chiar putem să ajutăm Republica Moldova să avanseze mai repede, zic eu, mai repede, sper eu, decât a făcut-o România. E adevărat că și într-un alt context, și într-un alt cadru politic și istoric. Putem să facem și mai mult. Putem accelera investițiile și în România pe componenta de exploatare a resurselor de gaz, în așa fel încât să și folosim infrastructura aceea de gaz și gazoductul care este acum practic funcțional, care poate să acopere o capacitate de 1,5 miliarde de metri cubi pe an.
an, pe când Moldova consumă cam un miliard de metri cubi pe an și acolo sunt resurse pe care la rândul nostru, dacă le exploatăm mai repede, cred că îi putem ajuta și pe ei. La nivel de Uniunea Europeană putem face achiziții comune la prețuri bune și ajuta Republica Moldova și acolo și deja cred că ați văzut mesajele europene și de la comisarul Hahn pe partea asta de finanțare și de sprijin și de la alți decidenți europeni care au spus clar că solidaritate nu înseamnă doar niște cuvinte aruncate în vânt, ci faptul că Republica Moldova va beneficia efectiv, concret, de aceste mecanisme de solidaritate de care beneficiază și statele membre în contexte de criză. Și cred eu că, cum spuneam, nu e o chestiune de apartenență a unui proiect, acest proiect european al Moldovei, pentru cineva, pentru un guvern, pentru un partid politic, pentru un decident anume. E exact așa cum a spus foarte, foarte frumos Maia Sandu, un proiect al generației acestea de acum din Republica Moldova. Și nu e ceva ce ține de factorul politic, dar ține și de oameni mai larg, ține și de Uniunea Europeană, care poate și vrea să ajute și e important să ajute. Și la succesul lui contribuie pe lumea. E foarte curajos din partea unui lider politic să spună că e gata și e pregătit să plătească orice preț politic necesar ca acest proiect să reușească și să facă reformele necesare pentru reușita lui. Chiar e un act de curaj pe care îl salut. Și mai departe trebuie și odată ajuns acolo să se asigure continuitatea unui astfel de proiect politic. Dar cred că acum e unită Republica Moldova în jurul acestui obiectiv și chiar merită acest obiectiv din plin. Întrebare poate pentru fiecare participant la discuție. 2030, un an nu știu pe cât de departe, pe atât de aproape. Cât de realiste în viziunea noastră sunt aceste obiective atunci când vorbim de realizarea lor, iată, în cursul celor 7 ani, să zicem, în contextul în care ne mai și confruntăm cu crizele momentului? Pentru proiectele de infrastructură, v-am zis deja elocventele exemple, multe din acestea se finalizează la finele acestui an, celelalte urmează în perioada imediat următoare. Pentru o parte dintre ele avem deja studiile de fezabilitate urmând să identificăm finanțarea. Pentru poduri, de care a pomenit și domnul consilier, pentru care îi suntem de asemenea recunoscători, avem susținerea evidentă a Guvernului României. Vreau să mai completez aici că discutăm cu colegii de la Ministerul Transporturilor Român pentru elaborarea și aprobarea unui acord generic privind modul de construcție, reabilizare și modernizare a podurilor, care va servi drept bază sau temelie pentru aprobarea ulterioară a acordurilor particulare pentru fiecare pod individual. Pentru alte proiecte de infrastructură, cum am zis-o și în debutul acestei discuții, se îmbină armonios strategia sau obiectivele din strategie cu cadrul bugetar pe termen mediu. Sursele le identificăm în momentul în care deja le avem predictibile și previzibile, le vom utiliza nemijlocit pentru realizarea acestor obiecte de infrastructură. Dar evident că atât strategia cât și programul de activitate a guvernului este ambițios, proiectele sunt îndrăznețe, dar întemeindu-ne pe solidaritate, cuvânt de care au pomenit și colegii noștri interlocutori, mizăm pe suportul Comisiei Europene, mizăm pe suportul băncii europene, de care am zis, băncii mondiale, BERD-ului, a guvernului român nemijlocit pentru atingerea acestor finalități. Domn Șerbănescu, aceste proiecte comune de infrastructură timp de 7 ani, până unde pot fi dezvoltate? Bun, trebuie să vă spun că din perspectiva României dorința și acțiunile sunt evidente în ceea ce privește interconectarea cu Republica Moldova. Avem acel master plan general de transport care are ca dată limită de aplicare 2030, deci din perspectiva României, a Guvernului României și a societății românești, lucrurile sunt, să spunem așa, foarte predictibile. Dar aici trebuie să mai precizez că masterplanul general de transport al României a fost elaborat în acord deplin cu Comisia Europeană, ceea ce demonstrează că inclusiv Comisia Europeană are o deschidere spre această interconectare cu Republica Moldova și ca exemple sau două exemple care pot arăta acest interes pe care inclusiv Uniunea Europeană îl arată Moldovei,
sunt următoarele. În primul rând, coridorul 9, care tranzitează dincolo de România ca stat european, tranzitează Republica Moldova, și acest pod de la Ungheni, care va fi construit cu fonduri europene. Deci asta arată nu doar interesul României față de conectarea cu Republica Moldova, ci interesul întregii Uniunii Europene pentru această conectare. Pentru că trebuie să fim conștienți, Republica Moldova este parte a statelor care pot contribui la dezvoltarea Uniunii Europene. Mulțumim, mulțumim frumos. Dar dacă discutăm poate de celelalte proiecte dincolo, de cele de infrastructură, domnule Madan, e mult, e puțin, 7-8 ani? Într-adevăr, obiectivele sunt destul de ambițioase și acum, în situația dată de incertitudine, ar părea puțin posibile, pentru că este mai mult o luptă de supraviețuire. Dar sigur că această situație nu va dura la infinit, vom reveni la normalitate, într-o agendă normală de dezvoltare și cred că vom... Sigur, este complicat, dar nu imposibil. Ceea ce este important, unul din factorii cheie de care va depinde implementarea acestei strategii, este dacă ea va fi asumată la nivel de întreaga societate. Așa cum doamna europarlamentar a spus despre ideea integrării europene, că nu este proprietatea unui politician sau unui partid, așa este și această strategie națională de dezvoltare. Ori dacă analizăm documentul per se, vedem că documentul este destul de neutru din punct de vedere politic sau ideologic, deci indiferent de aspirațiile politice a unui partid sau altul, este imposibil sau este greu de înțeles să nu dorești drumuri mai bune, condiții de trai mai bune sau venituri mai bune. Respectiv, din acest punct de vedere, ar trebui să fie un document asumat. Un prim test probabil va fi când documentul va fi aprobat în Parlament. Vom vedea în ce măsură va exista această unitate în aspirațiile Parlamentului actual în a-și asuma acest document foarte important pentru țară. Doamna Strugariu, cât de mult de fapt aceste obiective, acest proiect de țară, Strategia Moldova Europeană 2030, cât de mult aceste obiective sunt compatibile cu acele obiective de dezvoltare durabilă la nivelul Uniunii Europene? Perfect aliniate cu aceste obiective de dezvoltare durabilă pe care le are acum Uniunea Europeană. Și apoi, în termeni foarte simpli, ca să înțelegem de fapt despre ce vorbim, dezvoltarea infrastructurii atrage investiții. Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și finanțarea aduce, evident, mai mulți investitori în piață, nu neapărat doar din Republica Moldova, poate și din România, poate și din alte state membre ale Uniunii Europene care sunt interesate să lucreze în condiții mai ușoare, cu predictibilitate fiscală și economică, cu forță de muncă care este motivată, stimulată corespunzător. Asta înseamnă, evident, mai multe locuri de muncă, care înseamnă în mod direct combaterea sărăciei, eradicarea sărăciei, reducerea ei 50%, așa cum arată foarte clar acele obiective. Conectarea la infrastructura de canalizare, da, și de apă și la toată această dezvoltare acestei rețele, evident că ridică nivelul de trai și calitatea vieții, adică sunt chestiuni care se întâmplă de bun simț în momentul în care există voința asta și se fac aceste investiții, se crește țara, oamenii trăiesc mai bine, se dezvoltă economia, poți să vorbești cât se poate de concret și cu rezultate despre aceste obiective. Deci nu e nimic imposibil, chiar sunt lucruri, spun eu, cât se poate de realizabile. Și îmi place și programul pentru reforma justiției, e și componenta aceea, evident, de combaterea criminalității organizate și lupta pentru combaterea corupției sunt foarte importante, dar conceptul de justiție restaurativă, care este unul excelent și orientat către cetățean, calitatea actului de justiție, toate acele obiective atât de frumos așezate și iarăși, cum spuneam, realizabile, cât se poate de realizabile și orientate către om, că până la urmă cetățeanul e principalul beneficiar al acestor proiecte și al acestor programe și al acestui plan frumos și particular pe fie. El trebuie să devină realitate, pentru că e calitatea vieții oamenilor cea care determină și pro-europenismul și susținerea pentru această integrare pe care vreți să o vedeți, vrem cu toții să o vedem mai departe în societate și beneficiile care vin la pachet cu asta.
Și dacă într-adevăr omul este centrul dezvoltării și inclusiv dacă acest aspect, această abordare se regăsește în această strategie, în concluzie, de la fiecare dintre dumneavoastră, ce ați dori poate Republicii Moldova 2030, acestei generații 2030, poate nu neapărat pentru care, dar spre care tindem să dezvoltăm aceste proiecte, în tumultul proiectelor comune pe care, iată, le avem România, Republica Moldova, în acest parcurs european al Republicii Moldova din 2022 spre 2030. Domnul Șerbănescu, încercăm să începem cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Îmi doresc ce cred că își doresc toți românii de aici sau de dincolo de Prut. O interconectare care să asigure un flux economic și social, dacă nu perfect, cât mai aproape de perfecțiune. Mulțumim mult, domnul Ramadan. Doresc o țară mai rezilientă, mai rezistentă la crize, mai independentă și mai integrată în Uniunea Europeană. Mulțumim, să fie. Doamna Tabija. Evident că în lanțul acelorași dorințe noi ne dorim stabilitate, ne dorim poduri trainice, ne dorim proiecte de infrastructură realizabile, drumuri bune, drumuri de calitate și realizate în termenii pe care ne-am propus. Ne dorim infrastructură ca afară, investiții ca afară și pentru realizarea acestor obiective ne dorim să fie pace. Să fie pace, într-adevăr. Mulțumim frumos, doamna Strugariu. Putere, răbdare, că e importantă, bani, cât se poate, ca să, și aici contez mult pe Uniunea Europeană și pe Uniunea Europeană să o facă. Reziliență efectiv și să-și păstreze același entuziasm în îndeplinirea obiectivelor și să semnați tratatul de aderare în 2030, în 8 ani, nu în 10, cât ne-a trebuit nouă din momentul 95, când am înainte acelerea până în momentul 2005, când a semnat Traian Băsescu la Luxemburg, uite, poate se poate pentru Republica Moldova atunci sau chiar mai repede de atunci, nu știu ce merge. Mulțumim, mulțumim frumos pentru acest mesaj și fiecăruia dintre dumneavoastră pentru eforturile de a elabora această strategie și proiectele comune pe care le aveți și mulțumim pentru dialogul Chișinău-București-Bruxelles. Vă mai așteptăm la obiectiv comun. Vă mulțumim oricând cu plăcere. Mulțumim. Mulțumim. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim de asemenea pentru atenție. Rămâneți alături de TVR Moldova, urmează telejurnalul. Seară frumoasă!